și am revenit la Profolive pe exerciții de matematică. Probleme. Nu cu altceva, cu exerciții de matematică. Probleme la geometrie, da? Tema pentru acasă. De data asta v-am dat eu pentru acasă. Clasa a 6-a. Voi, ceilalți care m-ați fost, găsiți lecțiile până toate problemele făcute la prof online. Știu. Da? Lecția e deja pusă. Bun. Urmează să vedeți exact problemele cele, da? Ați făcut tema la geometrie ieri? Da. Da, da. S-a făcut tema și... Găsești pe internet. O, da, știu. 15 începem. Da? Să vedem cum am gândit aici. Miruna. E triunghiul ABC, deci triunghiul ABC, și D aparține, D, hai să spun de desubt, D aparține lui BC, parcă nu? Da, lui, D aparține lui BC. Segmentul lui BC, pe segmentul închis BC. AD bisectoarea lui A. Deci AD bisectoarea lui A. Unghiului A. Măsura unghiului B de 60 de grade. Măsura lui B egal cu 60 de grade. Și măsura unghiului ADC egal cu 100 de grade. Iar măsura lui ADC, măsura lui D egal cu 100 de grade. Asta e ipoteza, da? Da. Ipoteza. În concluzie se cere să arătăm că CU și BAC, da? În măsura lui C egal cu cine? Da? Concluzia. Măsura lui C egal semn de întrebare. Și și BAC. Măsura lui unghiului BAC cu cine este? Da? Asta e problema. Deci, da. Hai să zicem și noi. Să dăm triunghiul ABC. Un triunghi are care, da? A, B, C. În triunghiul ABC, D, I pe BC, așa încât AD este bisectoarea unghiului A. Deci, ducem pe bisectoarea unghiului A, care taie undeva pe BC. A, D, bisectoarea unghiului A. Așa. Ni se cere să calculăm, știm pe B, parcă, nu? Da. 60 de grade. Și mai știm pe ADC. ADC, ăsta de aici, e 100 de grade. Și atât. CU ni se cere să o găsim. Și unghiul BA C. BA C, adică unghiul din A, tot. Eu am făcut că măsura lui A pe 2 este egal cu 180 grade minus 160 grade, adică măsura lui A... Ușor, să vedem justifica cu calm, ca să înțeleagă toată lumea. Deci ai spus ce? Măsura lui A pe 2 este egal cu... Deci măsura jumătății de unghi, da, adică el, da, ea se referă la faptul că aici am am dus bisectoarea, da? Egal cu cine? Egal cu 180 minus 160 grade. De ce e minus 160 de grade? Păi 60 cu 100. Dar de ce 60 și 100? Păi nu ADB e 100, Miruna, ADC e 100. Deci nu ADB ăsta. E 100. Dacă ar fi fost ăsta 100, da, și cu 60, 160, atunci mergeam. Exact. Să-l fac plămânghiul de acolo. Adică îți fac suma măsurilor unghiilor în triunghi. 180 de grade. 180 de grade, da? Ăsta de aici, ce fel de unghi este pentru triunghiul ADC? Unghiul ADB, cum poartă numele? Isoscel. Nu, unghiul. Ah,
Deci pentru triunghiul ADC, da. Unghiul ADB, cum poartă ADC. Minunat? Deci pentru, pentru triunghiul ăsta, îl privim pe el, ADC, unghiul ADB este în exterior, da? Triunghiul. Da. Se numește cum minunat? Unghiul exterior. Unghiul exterior triunghiului, da? Da. Pentru că am dus-o, BDC sunt coliniare, IDC în prelungire, Anca, uită-te și tu, atenție. Și cât formează astea două unghiuri adiacente? Cât în 180. 180 de grade. Și dacă ăsta e 100, cât rămâne asta să fie? 80 de grade. 80 de grade. 80 de grade. 80 de grade, sigur că da. Ușor. Deci ăsta e 80. Da? Da. Deci, atenție, fiindcă A de B este unghi exterior, și aici împreună, astea două unghiuri sunt adiacente, au latura A de comună, împreună fac 180 și dacă ăsta e 100, celălalt vecinul său îi rămâne 80, da? Da. Și acum hai să privim în triunghiul ăsta. În triunghiul ABD, ABD, cât e unghiul de aici? 60. Ăsta cât este? 80. Și cât oare să fie ăsta oare de aici? Păi facem 80 plus 60 plus cât fac oare 80. 80. Adică? 40 de grade. 40 de grade, da. Bine, da? Că 60 cu 80 face 140. Și din 180, dar scădem peste 40, rămâne asta de 40 de grade. Da. Deci asta l-am făcut. L-am aflat pe jumătate. Dacă ăsta e 40 de grade, atunci vecinul său, dacă asta a fost dus în bisectoare, tot 40. Tot 40 de grade, da? Da. Asta e tot 40 de grade. Și în final, cât este tot unghiul? 80 de grade. 80 de grade. Deci am aflat tot unghiul din A, că aveam B, A, C, trebuie să-l aflăm. Și C-ul cât va fi oare? Păi facem 100 plus 40, 140, tot 40 de grade. Tot 40 de grade e și ăsta, da? Da. Și am răspuns și la întrebarea, că C-ul cât este ca măsură? Da, 40. 40 de grade. În final, avem problema rezolvată. Șterg încă o dată. Șterg și pun numai elemente și urmă, voi să raționați, da? Bine. Deci, am problemă să adapt doar atât. Unghiul ăsta de 100 de grade și ăsta de 60. Da. Anca, te rog să vorbești. Cum am pornit problema asta? Pentru că acolo A, B, D și A, D, B și A, D, C sunt adiacente suplimentare. Adiacente suplimentare fac împreună 180 de grade. Și atunci am aflat repede... Avem 80 de grade. Ăsta nu e 80 de grade. După care, ce am făcut? Am adunat 60 cu 80, am obținut 140 și din suma unghiurilor, 180, am scăzut 140. Și ne-a dat ăsta de aici, da? Da. 40 de grade. Și după care? La fel... Tica de bisectoare. În... Imediat am aflat unghiul vecin DAC, care e tot de 40 de grade. Și ce este tot 40 de grade? Ce este 40 de grade, da? Din cauza. Ce fel de triunghi este ADC acum? Dacă ce e tot 40 de grade. Ce fel de triunghi este ADC-ul? 8. Este isoscel, fiindcă are unghiul de sărbatul. Da, așa da? Primul isoscel. Adică la A, D, e cât de ce. Da. Putea să ceară și asta autorul. Să se arate că AD este cât de ce. Eu n-aș mai fi cerut măsura unghiurilor ăstora, ci ceream aici, iată, așa se apare și momentul în care putem propune o problemă. Da? În loc să spune să se afle unghiul C, să se arate că triunghiul ADC este isoscel. Deci triunghiul A, B, C, isoscel. Cred că ar trebui să meargă ceva să scrie ăsta, da? Că de acum nu mai e. Da, nu vine și fata aia de...
Când sună și rezolvă. Mai sus. Nu mai ia la atunci, dragii mei. Deci, eu aș spune așa. Aș fi făcut în felul următor. N-aș mai fi cerut unghiul din cer. Lăsam deoparte și ceream doar atât. Să se arate că ADC este isoscel. Atunci unghiul egal cu unghiul C și atunci este. Sigur că da. Dar trebuia să mă duc eu spre unghiul C, să muncesc eu. Da? Deci era ascunsă problema, măsura unghiului C. Pentru ca să ajung la triunghiul isoscel, trebuia să se întâmple chestia. Acum, Adi, te rog să îmi... demonstrați. Da? Să îmi dictez pentru demonstrați. Da. Deci, triunghiul ADC și triunghiul, nu, de fapt triunghiul, unghiul ADB, unghiul ADB. Măsura, zice măsura unghiului ADB. Plus măsura lui ADC. ADC. Egal cu câte grade? 180. Egal cu 180 de grade. Da. Și mai știm că unghiul ADB. Așa, măsura lui ADB egal cu 100 de grade, da. Din ipoteză, da? Ipoteză. Din cele două rezultă că măsura lui ADB egal cu? Egal cu 180 minus 100 de grade. Așa, 180. 10 minus 100 de grade și egal cu 80 de grade. Anca, continuă tu raționamentul. Deci l-am aflat pe ăsta de 80, știm că ăsta e de 60. ADC. Nu, ADC. ADC, hai să privim în ADB mai degrabă. Deci în triunghiul, în triunghiul ADB avem, ADC avem, ADB. În triunghiul ADB avem măsura unghiului B egal cu 60 de grade. Măsura lui B egal cu 60 de grade. Asta e din ipoteză. Așa, foarte bine, din ipoteză. Și urmărcăm chestia asta, punctăm. Da, așa. Măsura unghiului A egal cu 40 de grade. Nu știm, nu știm. Nu știm. Știm pe ăsta. Da, măsura unghiului D. ADB. Măsura unghiului ADB. ADB egal cu 80 de grade. Demonstrat. Da. Am demonstrat, mai zic, uite, ADB. Și pentru că AD e bisectoare... Nu pentru că e bisectoare, fiindcă în triunghiul ăsta ce știm în clipa asta? ADB? Da. Avem două unghiuri. Da, avem pe ăsta de 60 și pe ăsta 80. Cum ar fi un părat de... De 980 de grade minus 140. Deci rezultă atunci că măsura lui B de... B A D egal cu 180 de grade minus 100 minus 60 plus 80, adică 140. Minus 60 plus 80, nu? Da. Asta în paranteză. Așa, 60 plus 80 în paranteză, corect? Atunci face 180 de grade și minus 140 egal cu 40 de grade, nu se rămâne. 40 de grade. Și Anca vorbește mai departe. Deoarece AD este... Așa, cum AD bisectoare, da, bisectoarea cărui unghi BAC, să fie și mai clar, da? BAC e bisectoare, rezultă că... Așa, B, măsura lui BAD, BAD, egal cu măsura, deocamdată că e bisectoare, da? Măsura lui BAD, egal cu măsura lui, cui?
C, D, A, C. Și cum dedesubt spunem că măsura lui B, A, D, e demonstrat, uite, avem mai sus. Cum măsura lui B, A, D, e egal cu câte grade? Egal cu 40 de grade. Din cele două rezultă că și măsura lui D, A, C, rezultă că și măsura lui D, A, C, e egal cu câte grade? Tot cu 40 de grade. Deși de la ce face tot 40 de grade. Cu alte cuvinte, m-am dus până aici. Atunci tot unghiul BAC rezultă că tot unghiul BAC, măsura lui BAC, măsura lui BAC egal cu Miruna cu câte grade? Este măsura lui BAC este egal cu 80 grade. Egal cu 80 de grade. Deci 40 plus 40, deci egal cu 80 de grade. Bun. Ei, acum cum continuăm? Ca să-l aflăm pe ce? Da. Din 180 de grade scădem 10, 100 de grade plus 40 de grade în paranteză. Foarte bine. În triunghiul care de în triunghiul ADC. În ADC s-a dus. Da? Deci punctăm în ce triunghi lucrăm. Vlad sau putem? Mihai. Deci atenție, Mihai. Trebuie să pornim la redactare, spune așa. În triunghiul ADC. ADC. Avem. Care vreți? Dar de ce? Așa au zis, așa merge. Da? Avem. Avem două puncte. Ce avem? Avem că 180 de grade, că măsura unghiului. Așa. Măsura unghiului A egal cu. Ei, citește-l prin 3 litere. Măsura lui D, A, C. Așa, măsura lui D, A, C. Egal cu câte grade? Egal cu 40 de grade. E de sub. Alt unghi care știi. Măsura lui... Măsura unghiului A, D, C. A, D, C. Măsura unghiului... Egal cu cât? Cu 100 egal, de... Egal cu 100 de grade. De unde asta? Din ipoteză. Rezultă atunci, din cele două, că măsura unghiului care a rămas, cel de-al treilea, ADC, Vlade, măsura lui ACD, da? ACD, da. ACD, egal cu cine, Vlade? Mihai, tot să zic, Vlade. Da. A rămas în urmă, pentru că văzut că nu participa de ție. 180 de grade minus 180 de grade minus în paranteză 100 de grade plus 40 de grade. Și egal deci cu 180 minus 140 40 de grade măsura unghiului C. Iată că avem C-ul de 40 de grade, de la C tot de 40 de grade, le scrim la sub alta, avem așa, măsura lui D-A-C egal cu măsura unghiului A-C-D și egal cu de câte grade sunt cele două unghiuri? 40. Egal cu 40 de grade. Rezultă de aici că triunghiul A-D-C isoscel. Da. Și dacă este isoscel, rezultă că laturile... Rezultă de aici că AD... Așa, AD... E congruent cu DC. DC. Și iată că am redactat tot. Atent, complet problema, da? Da. Ești la lecția care îți place ție foarte tare, Mihai, aceea care copii, limitată. Eu am rămas să mă numai de la copii. Da? Pentru că abia au venit. Am văzut, dar încerc să intri în lecții. Am vorbit odată lecția, am vorbit, să spunem, soluția, am dat-o oral, după care am trecut la redactare. Miruna, unde te-ai păcălit? Hai să vedem. Doar la prima. Te-ai păcălit aici, când ai zis că nu știu ce unde, faci 100... Eu am luat pe 2 din cealaltă parte, 100 de grade. 100 de grade. Da, păi, el a zis ce? Da. Da, corect. A zis ce? A, de ce a zis? Da. A, de ce? N-ai fost atentă la C
citit problema. Și așa cum arată aici, nu putea să fie ăsta de 100 de grade. În partea asta, nu? Că unghiul exterior este egal cu cine? Cu suma unghiilor nealăturate. Deci, mai mult atenție la citit. De aceea o să citim cu multă grijă de fiecare dată soluția. Și chiar dacă tu ai muncit, este lucru bun că ai muncit acasă, ai încercat. Din chestia asta, mai multă grijă la citirea ipotezei. Și trecem acum la problema 16. Așa, să vedem la 16 ce avem. Este la mine, dar pentru voi. Ia, citește ca să încercăm să auzim. Avem un triunghi ABC. Deci un triunghi ABC. Da. Ce este în triunghiul ABC? Ce sunt sub pe tabla să începe să scriu aici? A, B, C. BC, în BC se află D și E. Deci, pe latura BC se află D și E. Iar AD în înălțime. AD în înălțime, da? Da. Deci, ce înseamnă înălțime AD? Nu știu. Drumul cel mai scurt. Scurt. Adică, deci, plec din naș și vreau să ajung cât mai repede, da? Da. Drumul cel mai scurt. Da. Asta e perpendicular, înălțimea, poate vine, da? AD. Bun. Deci AD, în ipoteză, am triunghiul ABC. AD este perpendiculară pe BC înălțime. Deci unghiul ăsta e de 90 de grade. Așa se face, da. Se punctează. În felul ăsta, ca să... Și vecinul său, tot 90 de grade. De ce? Și ăsta e tot 90 de grade. Pentru că împreună cât fac ele? 180, dacă unul e de 90 și altul e de 90, nu ca să facem împreună 180. Apoi avem că A e bisectoarea lui B la C. Deci, practic, duc din A bisectoarea unghiului. Am grijă să împartă în două, da? Deci unghiul... Iată, să zic așa, unghiul ăsta e cât ăsta. E, ai spus, da? Da. Să scriem și noi. A e... Iată, așa zicem, A e bisectoare. Bisectoarea cărui unghi? E bine să-l și... Bisectoarea unghiului B. Bisectoarea unghiului B, A, C. De acord. Apoi avem că măsura lui B. Măsura lui B. B. Măsura unghiului B. Este egală cu 80 de grade. 80 de grade. Deci ăsta de aici e 80 de grade. Și mai avem că măsura unghiului DAE. A lui DAE. E 30 de grade. Măsura lui DAE egală cu 30 de grade. Deci ăsta mi-a pus de aici și 30 de grade. 30 de grade, da? Și se cere. Se cere să demonstrăm că ABC este isoscel. ABC. Ce? C, A, B, C, triunghiul A, B, C, isoscel. Da, asta trebuia să facem, să nu facem pe ce chiar așa de mare, să facem mai nu corespunde realității, noi să ajungem acolo. Eu n-am avut atâta inspirație, n-am știut problema și nu m-am orientat, da? Da, să vedem cum gândim aici. Deci B-ul este aici 80 de grade. Da. Am luat mai întâi A e bisectoarea lui B A C. A e bisectoarea lui B A C. De aici măsura lui B A este egală cu măsura lui E A C. Deci fiindcă ai dus bisectoarea, m-am împărțit pe unghiul ăsta în două. Da. Adică ăsta de aici e cât ăsta de aici de acum. Da. Am dat că măsura lui B A este egală cu măsura lui E A C, de unde rezultă că B A este congruent cu E A, A e Stop, că nu te duci așa în viteză. Trebuie să înțelegem și noi fiecare moment. Deci ce ai spus? Că
A, E bisectoarea unghiului. Da. Adică unghiul B, A, E este cât e A, C. Da. De acord cu asta. Și de aici rezultă că B, A e congruent cu E, A. B, A congruent cu? E, A. Cu E, A? Dar ce motive ai tu? Păi dacă B, A e congruent cu E, A, că... Păi dacă unghiurile astea sunt congruente, de ce spui că latura A, B cât A, E? Ce motiv ai? Eu știu că ar fi congruente, că unghiurile la bază sunt congruente. Cum ăsta e de 80, dacă tu ai rătat că și ăsta e tot de 80, da. Dar tu nu ai decât atât, că ai dus-o bisectoare, Adi, urmărești și tu. Da, da. Nu are dreptate. Ți ce zic? Ai dreptate? Nu, pentru asta. Păi tu am dus bisectoare, în parte unghiul două, dar nu de aici latura A, B, e cât A, E. Da, și pe mine mă interesează, ce zici că A, B e congruent cu A, E? Păi de asta... De compărțit A, E, unghiul în două părți egale. Deci și motivul a avut ea ca să spună că și latura asta e cât asta. Doar atât a face bisectoarea, în parte unghiul două și punct. Zipă. Hai să vedem cum... Este egal cu 180 minus 120 grade. Care unghi? E. Păi citește prin trei litere. D, E, A. D, E, A. Atenție! D, E, A. În ce triunghi te duci? În ce triunghi se... D, E, A. Chiar în triunghiul D, E, A ar fi meritat. Cum aș duc unghiul acolo. Exact. Îl știm pe ăsta de 90. Dar ce mai zice și de ăsta pe 90? Păi dar nu zici, mă, dar nu zici perpendicular. Dacă e perpendicular, e 90 ăsta. Am și discutat. Da? Și dacă ăsta e de 90, ăsta e de 30, nu cumva poți să-l afli pe ăsta? Ba da, din 180 de grade cât are măsura unui triunghi minus... Deci suma măsurilor la 180 de grade? Minus 120, 60. 60. Ăsta e de 60 de grade. Da. Deci ăsta e de 60 de grade și iată că am rezolvat o chestie. Bine. Mai putem lua un triunghi unde avem două unghiuri care le știm? Așa. Mai există vreun triunghi? Triunghiul B, D, A. B, D, A? B, D, A. Ce știm în triunghiul B, D, A? Știm că B e de 80 și D e de 90. Și D e de 90, că dacă e ăsta de 90 și de ce nu s-au tot 90? Și atunci au e de 10 grade. Da? 90. Și acum, au cât este? 10 grade. 10 grade. 10 grade. Wow! Ce tare! Deci 10 grade a ieșit ăsta. Pe figura mea așa e. Păi și acum dacă ne folosim, de ce a zis Miruna, domnul profesor, că B, A, E, unghiul e congruent cu E, A, că... Păi ea mi-a spus ce? Că B, A, E. Că B, A, E este cât e A, C, da. Din cauza bisectoarei. Corect. Și acum știm că unui 10, unui 10. Ăsta tot este 30 cu 10, nu? Corect. 30 cu 10 fac împreună 40 de grade. Cât este acum vecinul? Cât 40? Este? 40. Tot 40, da? Tot 40. Deci ăsta este tot 40 de grade. Și tot unghiul A cât este? 80, mă! 80 de grade. Și dacă e 80, ce înseamnă asta? Dacă e de 80 de grade. Unghiul B e cât unghiul A. Și dacă într-un triunghi se întâmplă ca două unghiuri la bază să fie congruente, două unghiuri congruente... O să știu corțești cât e 160. Dar trebuie să arătăm că triunghiul este isoscel. Atunci că A, B... Deci, în clipa în care unghiul de ăsta e de 80 și ăsta e de 80, triunghiul ce devine? Ce fel de triunghi? Isoscel. Isoscel. Și atunci, ce e congruent cu ce? Wow! Da? Deci, foarte frumos, dar repede se leagă problema din afară, în aproape ne ducem. Miruna, mai repete tu soluția. Ștergă din figură, în ce am făcut, să dă numai cine, 80, parcă nu zis? Da, da, da. Așa, 30 de aici nu? 30, da, se dă 30. Așa, 40 să-l șterg. 10 să-l ștergem. 80 nu. Și 80 nu. Păi deci, mai simplu. Deci acum faci... Hai să luăm un drum, copii. Da, știu. Deci avem triunghiul BDA. În triunghiul BDA avem... AU va fi egal cu 180 minus 80 minus 90, adică cu 10 grade. Deci hai să scriem, să și redactăm. Deci demonstrație, da? Uh-huh. Demonstrație.
în triunghiul, triunghiul a zis A, B, D, A, B, D, avem unghiul B, măsura lui B, egal cu câte grade? Cu 80 de grade. Din ipoteză, domnul profesor. Da, foarte clar. Din ipoteză. Să ne obișnim să scriem lucrurile acestea. De unde le avem? De unde le avem? Ori din demonstrație, ori din ipoteză. Sigur că da. Apoi, măsura lui ADB, măsura lui ADB, este de câte grade AD? AD. A, D, B. A, D, lui măsura A, D, B este de 90 de grade. 90 de grade. Din ce motiv? Pentru că A și C sunt perpendiculare. Nu, A, D, pentru că A, D, perpendiculare. Motivăm în paranteză. Da. A, D, e perpendiculară pe B, C. C. Și atunci rezultă că cele două unghiuri, stânga și dreapta, sunt congruente și cu 90 de grade. Deci rezultă că unghiul ADE, congruent cu ADB, măsura lui ADE, egal cu măsura lui ADB și egală cu 90 de grade. Continuă tu, Anca? În triunghiul ADB pe care l-am luat, avem două unghiuri. Ăsta e de 80 și ăsta e de 90. Ce facem acum? N-am terminat cu toate cele trei unghiuri. Rezultă acum ce lucru? Că cel de-al treilea unghi... Că măsura lui A este egal cu 180. Nu, prin trei litere vreau. A, că măsura lui BAD. Deci dacă ăsta, Anca, dacă ăsta e de 80, ăsta e de 90, rămâne că asta de aici să completezi la 180 de grade. Adică are 10 grade. 10 grade. Deci măsura de aici rezultă că măsura lui BAD, da, egal cu 10 grade. Deci, analizând noi în triunghiul acesta, am constatat că două unghiuri sunt cunoscute, au măsurile știute, unul de 80 și altul de 90, și al treilea de completare, până la 180. Da? 10 grade. Acum, Mihai. Te rog, Mihai, în ce triunghi ne ducem? Și ce gândim? A, B, E. În triunghiul A? B, E. B, E. B, E. Nu știu. În triunghiul abuie ce știm? Nu știm pe ăsta de 80 și atât. Nu știm pe ăsta de 10, domnul profesor. Poftim? Ăla nu știm pe ăsta de 10, dar nu ne ajută. Aba, da, ne-am ajutat. Avem și pe ăsta de 30. Avem pe de 30, corect. Putem să ne ducem și în ala, dacă ne ducem în ăsta. Haideți să ne ducem asta. Cum ai zis tu? În triunghiul. În triunghiul. A, B, E. Avem, acolo. Zi, Mihai. Ce știi de acolo? În triunghiul abuie avem. Ce lucruri? Ce informații? B. Păi B. Zi din trei litere. Hai, prin trei litere. Citește. Abuie de 80 de grade. Uite, A, B, E. Măsura lui A, B, E. Egală cu 80 de grade. Ce mai știi? Apoi. Ce mai avem? Măsura lui A, E. Da. B, A, E. B, A, E. Este un 30 și un 10. 40. Deci, în total, 40. Lui B, A, E. Se da cu 40. Din ăsta a doua, rezultă că cel de-al treilea unghi. Adică care, Mihai? E. B, E. Nici locul. A, E, B. Litera care indică unghiul trebuie să o lași la mijloc, da? Deci rezultă că măsura lui A, E, B, măsura lui A, E, B, vorbește, Mihai, vorbește că A, E, B, egală cu 180, se te dau un loc, minus celălalt tu adunat. 80 cu 40, uite acolo, că e scris deja, Mihai. Păi, ăsta tu, 80 și 40, minus 80 de grade, plus 40 de grade,
și egal mai departe cu 180 de grade minus 120 de grade și egal cu 60 de grade. Și cu asta am aflat că unghiul de aici este de 60 de grade. Adică A e B 60 de grade. Bun. E, dacă știm pe A e B. Anca, dacă știm pe A e B de 60 de grade, nu cumva putem să-l aflăm pe vecinul de aici? Pe E. Da. Cât fac cele două unghiuri împreună? 180. 180 de grade. Cum ăsta e de 60, cât îi rămâne acestuia? 120, da? Încă o dată. Ăsta este de 60, adică A e B de 60 și atunci A e C este până la 180, 120 de grade. 120 de grade. Să scriem și noi. Deci, faptul că am găsit pe cine? Pe A e B, măsura lui A e B, am spus că este egal cu 60 de grade. Adăugăm că A e B plus A e C. Măsura lui A e B plus măsura lui A e C. A lui A e C. Cât am spus? Fac de cele două unghiuri adunate? Asta și cu ăsta? 120. 180 de grade, că sunt adiacente. Da? Sunt adiacente. Da, și cum ăsta este... Cum ăsta, am zis că este 60 de grade, grade acolată din cele două, uite că măsura lui A e C. Măsura lui A e C, da? Egală cu? Este egal cu 180 grade minus 60 de grade egal cu 120 de grade. Foarte bine, 120 de grade. Deci îl punctăm și pe ăsta, 120 de grade. Acum. Pe unghiul A tot l-am aflat? Nu. Nu. Dar am aflat pe jumătate din el, pe B, A, E. Cât am zis că este B, A, E? B, A, E. A, E este un 30 cu un 10, am zis 40, parcă. Nu da. Avem undeva B, A, E. B, da. A, E. Este un 40 de grade. În clipa asta, fiindcă A, E e bisectoare, așa trebuie să redactăm, Miruna, nu? A, E este bisectoare. Ce face bisectoarea? Mă parte unghiul în două părți egale. Deci, zicem, A e bisectoare, a cărui unghi, a lui B, A, C, B, A, C, rezultă atunci, fiind bisectoare, că măsura lui B, A, E, egală cu măsura, nu așa? Măsura lui B, A, E, egală cu măsura, Anca, măsura lui B, A e egal cu E, A, C. Cu E, A, C. Deci B, A, E. Fiindcă A, E este bisectoare, împărțit tot unghiul în două. Măsura lui B, A, E egal cu măsura lui E, A, C. Da? Măsura lui E, A, C. Mai sus, la A. Și am avut că măsura lui B, A, E până de sub. Măsura lui B, A, E. Am arătat că este egal cu 40 de grade. Din astea două rezultă că... Zim? Rezultă de aici că măsura lui EAC... EAC, am zis-o. E lui EAC, da? Da, EAC. A, E, da, corect, corect, corect. Măsura lui EAC... Este egală cu 40 de grade. Măsura lui EAC egal cu 40 de grade. Sau altfel spus, tot unghiul BAC. BAC. Măsura lui BAC este cât are? Tot unghiul BAC este ăsta 40 și vecinul sunt tot 40. Da, adică 80 de grade. Deci BAC egal cu 80 de grade. Și atunci, unghiul din C, măsura lui unghiului, să citim prin trei litere, E, C, A.
Sau dar ne putem opri aici. AC. Că B, AC e de 80 de grade, de desubt arătăm, spunem că A, B, C. Măsura lui A, B, C este tot 80 de grade. Și din cele două, ce este? Un triunghi în care știi? Triunghiul A, B, C e sus cer. Rezultă că triunghiul A, B, C. Triunghiul, da? Triunghiul A, B, C. Isoscel și termina problema. Dar la măsura unghiului A e că nu putem să facem mai simplu 90 plus 30? A lui E, măsura unghiului E, A, C. A e C, putem face... A, E, C, da. Nu putem face din prima 90 plus 30? Că știm asta. 90 plus 30. Așa. E unghi exterior da. Unghiului. Puteam să facem și așa. Deci mergea foarte bine. Sunt mai multe posibilități, asta nu înțeleg. Deci sunt mai multe soluții, mai multe... Exact. Ideea este să ajungem cum, pe ce culoare ajungem, dar să fie corect raționamentul. Și așa. Că unghii exteriori e suma unghiilor nealăturate lui, da? Da. Eu am văzut-o mai repede în ce variantă, fiindcă am aflat pe A, E, B, l-am aflat mai devreme și am zis că este cât A, E, B. 60 de grade, atunci am văzut repede vecinul să vadă accentul imediat. Sigur că îl putem surprinde ca unghi exterior și atunci vine suma unghiilor unghiilor care nu sunt vecine cu el. Da? Suma unghiilor nealăturate. 90 cu 30, 120. Da. Așa trebuie să apară relatarea, da? Ca să profesorul care citește să placă și ochiului și să vadă argumentarea făcută corect în fiecare etapă. Da? Deci asta trebuie să arăt. Și acum am făcut-o și pe 16, 17. Anca, tu Miruna aici unde nu ți-am mers? 16. Un om, să spunem, normal, greutatea lui e direct proporțională și cu înălțimea. Dacă e invers, adică e mai mic, el e mai mic de statură și e mai gras, e deformat. Da? Deci de aceea îl spune direct proporțional, adică cu cât e mai înalt, are și ce pune greutate. Da? Direct proporțional cu înălțimea. Sau, să zicem, altceva. Prețul unui obiect este direct proporțional cu calitatea lui. Da? Dacă vedem merile aici, merii calitatea întâi, merii calitatea a doua. Prețul la merile de calitatea întâi e 1 și la calitatea a doua e altul prețul. Da? Deci, e funcție de calitate. Direct proporțională cu calitate. Asta trebuie să înțelegem. Da? Direct. Există și inversă proporționalitate și de ce acum vorbim numai de direct proporțional. Hai să spunem așa. 17. 17. Ce spune acolo? Zine. Sau eu. Zine. Unghiurile ascuțite ale unui triunghi dreptunghic sunt... Stop. Un triunghi dreptunghic. Să desenești un triunghi dreptunghic. Cel mai des trebuie să-l vedem așa. Așa trebuie văzut unghiul drept în sus. Aici îl vedem la frumositate, da? Așa o să vedeți în practică, în desen, când faceți unghiul drept aici. A, B, C. Asta este triunghiul ABC. Unghiul drept acolo, da? Aici unghiurile. Da. Cele două formează aici un unghi de 90 de grade. Deci, în ipoteză, am că triunghiul ABC, în paranteză spun măsura lui A,
egal cu 90 de grade. Am arătat că e triunghi dreptunghic. Da? Triunghi ABC în care am precizat că măsura lui era de 90 de grade. Da. Mai departe. Așa. Sunt direct proporționale. Cine? Unghiurile ascuțite. Da, unghiurile ascuțite. Adică B-ul și C-ul. Și le punem în ordine asta. B, unghiul B, virgulă C, direct proporțional. Direct proporțional cu unghiul, cu numerele? Cu numerele 5 și 13. 5,13. 5 și 13. Asta vrea să spună că între cele două mulțimi, da, asta e o mulțime din două elemente, uite așa, o mulțime din două elemente și asta e o altă mulțime din două elemente, se realizează o legătură perfectă și înseamnă că așa cum le vedem în ordinea asta, le punem la numitor. Adică B egal B, 5. Măsura lui B supra 5 egal cu măsura lui C supra 13. Da? Măsura lui B supra 5 egal cu măsura lui C supra 13. Era un raport acolo. Da? Raportul între... Deci facem un raport între mulțimea asta și mulțimea cealaltă. Dar respectând ordinea asta care a dat-o B, C și 5, 13. Adică B supra 5 egal cu C supra 13. Așa. Din ceea ce observăm, unghiul C va fi mai mare decât unghiul B. Uite, B-ul se adresează lui 5. Cu 5 este mai mic decât 13, așa se va întâmpla și cu B față de C. B va fi mai mic decât C. Deci noi știm de așa cam care va fi situația. Deci măsura lui B supra 5 egal cu măsura lui C supra 13. Și acum concluzie. Ce trebuie să în concluzie, să se determine măsurile unghiurilor triunghiului. Deci măsura lui B egal cu cine? Semn de întrebare. Iar măsura lui C egal semn de întrebare. Deci să găsim care e măsura lui B și care este măsura lui C. Ce, o idee. Cât fac cele două unghiuri la un loc? 160 de grade. 360. 360 unghiurile, două, numai două din ele? Eu m-am dat, trebuie să știi că ai făcut el. Deci, ăsta de câte grade este de așa? Asta este 90 grade. Și atunci B și C cât să fie? B și... B împreună cu C cât să fie? Cât... Păi, 90 grade. Păi tot 90 grade, de toate la un loc fac 180. Exact. Și cum ăsta e de 90, ar rămas peste 200 de 90. Și atunci... Exact. Da? Da? Deci măsura lui... Hai să începem demonstrația. Demonstrația. Ce spunem la demonstrații? Măsura lui B. Exact ce am scris acolo. Măsura lui B supra măsura lui 5 egal cu măsura lui C. Egal cu măsura lui C supra 13. De unde știm asta? Din ipoteză. Din ipoteză, că erau direct proporționale, nu? Da. BC proporționale cu numele 5 și 13. Și ce mai avem tot din ipoteză? Că măsura lui B ai 90 grade. Măsura lui B plus măsura lui C, fac împreună 90 grade. Și noi mai avem că 13 ori măsura lui B egal cu 5 ori măsura lui C. Da. Nu? Da, ca și mă aduce la aceeași numitor. De 13 ori măsura lui B egal cu cât? 5 ori măsura lui C. 5 ori măsura lui C. Măsura lui C. Și acum... Acum putem să... Nu putem să facem că măsura lui unghiului B egal cu măsura unghiului C. Nu știm că sunt egale. Doar că împreună fac 90 de grade, dar nu știm cât e B-ul, cât e C-ul. Tot mai trebuie să le aflăm. Haideți, mă, copii. E ușor. Dar nu poți. Nu știu, nu știu. Am putea afla pe măsura lui B de aici. Cât este măsura lui B?
Este de 5 ori măsura lui C supra 3. Că dacă de 3 ori măsura lui B este atât, înseamnă că mai măsura lui B este 5 ori măsura lui... 13 kappa. Să lăsăm A. Dacă ne ducem pe culoarul ăsta, că tu m-ai, m-ai împins pe o altă idee, și de aceea vreau să merg pe ideea asta, nu, nu mai renunțăm imediat, ne toașe și la alta care spui. Nu știu, deci, de aici, zi-mi. Da, nu putem să zicem direct că așa îmi dai eu cu părerea că unghiul B e 45 grade și C e cu 45. Păi da, nu știm că se dar nu știm că sunt egal. Știm dacă măsoarea e 90 grade. Că poate să fie și 30 și 60. Sau 25 și restul până la 90. Da. Deci nu am niciun motiv să spun egale. Că eu de chiar spune, de 13 ori măsura lui B face de cât? De 5 ori măsura lui C. Deci nu sunt egale. Cine îmi spune de aici cum procedez? Deci am peste două relații. B-ul și cu C-ul împreună fac 90 de grade. Și de 13 ori măsura lui B egal cu cât? De 5 ori măsura lui C. Să nu locuim acolo sus? Păi să locuim. Deci scoatem pe măsura lui B și o să ducem sus. Corect. Cât va fi de aici măsura lui B? Măsura lui B este la 90 grade minus C. Egal cu? 90 de grade minus măsura lui C. A, dacă scoți din prima? Da. Bine, hai să fac și așa. Deci din prima, nu din a doua. Deci din prima ar fi cu măsura lui B este egal cu 90 de grade minus măsura lui C. De acord, da? Și acum... Și cu B-ul, cu măsura lui B, vreau și eu îl înlocuiesc aici. Da, cum ar fi că din 90... Nu, 90, cum spune? 13. A, 13 ori. 90 grade minus... Pe, 13, pe lângă. Pe lângă. Da. 90 de grade... Minus măsura lui C. Minus măsura lui C. Egal cu... De 5 ori. Grade ori... 5 ori măsura lui C. 5 ori măsura lui C. Și acum... Ce cu ce să simplifici? Nu, nu, n-ai voie că ce-o în cât ai trebuie să mulțești cu 13. Da, 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 trebuie. Deci 13 ori 90. Da. Voi cât ai? 13. 3 ori 9, 27. 9 ori 9. 1170. Da? Da. 1170 de grade minus 13. Ori măsura lui C. E corect aici, nu? Da. Deci am mulțit cu 13. Egal cu 5 ori măsura lui C. 5 ori măsura lui C. Și acum dacă ducem în partea cealaltă... Nu? Sau spunem, adunăm în ambii membri pe 13 ori măsura lui C, ca să fie și mai clar. Deci adunăm pe 13 ori măsura lui C. Și acum... 13 minus 13, aici scăpăm, va fi 0, și rămâne 1170 de grade. Este egal cu 1170 de grade, este egal cu de 5 ori măsura lui C, plus 3, de 13 ori măsura lui C. Și... Domnul profesor, dar acum nu putem să simplificăm măsura lui C cu măsura lui C. După aia, câte măsuri de-a lui ce am? 5 odată și cu 13? Fac cât? 18. 18, da. Da? Și avem 1170 de grade egal cu 18, de 18 ori măsura lui C. De unde rezultă că numai măsura lui C, dacă de 18 ori fac atât, am o singură măsura lui C. Este 65 grade. Egal cu 1170 împărțit la 18. Deci măsura lui C va fi egal ca dacă de 18 ori îmi dă ăsta, atunci mai măsură ce face 1170 împărțit la cât la 18. Simplificăm prin 2. Prin 2. 65. 65 de grade. Iată că am găsit să faci împărțirea, efectiv. A, și acum e, acum e așa ca să aflăm. Și ăsta, 65 plus 90. Plus cât? 95. Da, 65. Dar până la 90 nu ne vedem. 95.
25, da? Da? 25 de grade. Da, dar eu vreau să fac 120. Am înțeles, dar da, mai e mai greu. Dar rost, decât mă deși cu ce, că avem aici împreună. Deci, da, eu și ce împreună fac 90 de grade. Ce da, să mai ducem în total pe unde? Deci, cu măsura lui B plus măsura lui C fac împreună 90 de grade, iar pe măsura lui C o știm, 65 de grade, rezultă din cele două că măsura lui cine B, da, va face cât 90 minus 65 se face 25 de grade. Da. Ce am spus mai devreme? Dacă unghiurile astea așa sunt direct proporționale cu numele 5 și 13, B-ul e mai mic ca la are pe 5, iar C-ul va fi mai mare. Așa ne-a dat și nouă? Da, corect. C-ul ne-a dat 65, iar B-ul 25, așa cum am văzut. Da. Ei, iată că am făcut și această problemă. Mai poate fi făcută și într-un alt mod. Miruna îmi spunea așa. Adică măsura lui B egal cu 5K, faci măsura lui C egal cu... O secundă. Facem așa. Egal mai departe aici, relația asta, egal cu un... K. K. Cu un P, cu un T, cu un... ce vreți voi. Hai să zicem egal cu un K. Valoarea raportului. Deci avem că măsura lui B supra 5 egal cu K. De unde rezultă că măsura lui B, măsura lui B va face 5K. Pe urmă mă duc la măsura lui C. Da? Scriu și relația cealaltă. Anume, că măsura lui C supra 13, adică măsura lui C supra 13 egal tot cu aceeași valoare cu K. De unde rezultă că măsura lui C face 13 ori K, da? 13 K. Și acum știu pe măsura lui B, știu pe măsura lui C și mă duc în relația aceea, că suma măsurilor fac câte grade împreună. 90 de grade. Ia să vedeți cât de ușor merge. Cum măsura lui B plus măsura lui C egal cu 90 de grade, cum știm acest lucru. Și cum pe măsura lui B o știu că e 5K. Și atunci vine 5 ori K plus 13 ori K egal cu 90. Da? Și de unde rezultă că 5 cu 13, 18 K egal cu 90. De unde nu un simplu K egal cu 5. Va fi 5 grade, da? 5 grade. Și dacă mă știu pe K acesta 5, mă duc și aflu pe B. Măsura lui B. Măsura lui B va fi egal cu 5 ori K și egal cu 5 ori 5 grade și face 25 de grade. Iar măsura lui C va face cât adică? Tot matematică este, te se poate lucra și într-un fel și celălalt, important, iată de nou important, să ajungem la același răspuns. Deci dacă aici te-ai prins și scrie egal cu K, e gata problema. Da? 59. Oprim. Da.